the next intersection, turn right. Faced with a lack of road signs and constant problems of orientation, at the next intersection, turn left. They have taken advantage of the ethics promotion and tuned their vehicles in an unseen manner. Știe GPS-ul tot, toate străduțele, toate ulicioarele, toate potecuțele. But things haven't stopped there. You've reached your destination. With one problem solved, another sensitive issue must be dealt with. Parking. Un senzor de parcare, tot timpul de două ori l-am dărâmat. Dădeam cu spatele, rupeam și oprun. Dădeam cu spatele, rupeam și oprun. Bim, 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 până ajung la locul potrivit. Când am ajuns acolo, perfect, am parcat, nu mai e problemă. Bim, 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 bim. A normal, quiet day in the village of San Voren. Except for the quietness. Maybe the most important contribution to the quiet village life is music. Mie îmi place house. House-ul? House. 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 M-a dus să alimentez mașina domnului primar. Bineînțeles, domnul primar alimentează numai cu EFIX. Face bine la motor. Intru, când văd mare scris, facem orice mașină mai bună, începând de la un cal, putere în sus. Ia uite, mă, frate, mi-a venit ideea, mă urc acasă, iau căruța, alimentez și uite așa, sunt primul în sat care m-am pus sub bufăr pe căruță. People are traveling for kilometers to try their luck at winning a car gadget. But not everyone is happy. Benzină sau motorină? Motorină! Se alimentează, stau multe stații pe celelalte mașini. Ce vor să aibă? Subwoofer, GPS, senza de parcare, ce? GPS? Cred că seara când vin de la băut, dar avem GPS. So come to San Boren, the village where people are striving for better.